Prelevarea celulelor stem se poate efectua indiferent de tipul nașterii, naștere vaginală, naștere prin cezariană sau în apă. Recoltarea sângelui din cordonul ombilical este complet nedureroasă și sigură pentru mămică și bebeluși, deoarece nu intervine în procesul de travaliu sau naștere propriu-zis. Dacă celulele au fost infectate în sala de naștere, părinții nu plătesc niciun leu, dar dacă sunt viabile, primesc acasă o factură cu suma de plată, care variază între 2.000 și 8.000 de lei. Efortul financiar e mare, dar sănătatea copilului e pe primul loc. Din câte știu eu, a recolta celulele stem este o chestie foarte bună. Că poți să refaci din celulele stem orice organ din corpul uman, nu? Costisitor, ce știți despre... Da, știu că este destul de costisitor. Dar se merită? Da. Sunt pro, dar e prea costisitor. Pe de o parte sunt pro, pe de o parte sunt contra. Pro de ce? Pentru că există o șansă să se trateze niște copii. Contra pentru că încă nu au fost descoperite absolut toate metodele. Mi se pare că încă e un domeniu nesuficient investigat și sunt uneori ne îmbată cu apă de ploaie consultanții pentru celulele stem. Un lucru este cert, celulele stem recoltate din sângele cordonului ombilical și stocate în condiții sigure ar putea fi, într-o bună zi, unica șansă la viață pentru persoanele dragi din viața ta. Ele pot trata sau ameliora anumite afecțiuni care astăzi nu au leac. Celulele stem au o mare capacitate regenerativă, putând fi folosite pentru diverse boli, cum ar fi leucemiile, limfoamele Hodgkin, anemii, diverse tipuri de anemii și multe alte boli. Deci este de recomandat că atunci când părinții au posibilitatea de a recolta aceste celule stem, să o facă. Celulele stem sunt indicate în combaterea unor boli grave. Ele au abilitatea de a se divide și dezvolta într-o multitudine de alte tipuri de celule embrion, capabile să formeze țesuturi noi și implicit sănătoase. Sângele placentar reprezintă o sursă bogată de celule stem tinere, care pot fi prelevate la naștere și criogenizate pe o durată nedeterminată de timp, astfel încât să poată fi folosite la nevoie. În maternitățile din România, numărul femeilor care doresc să treacă prin această procedură s-a triplat comparativ cu 2008. În Spania, recoltarea de celule stem a devenit deja obligatorie în toate maternitățile, iar procedura se face gratuit tuturor femeilor care nasc.